N-am făcut un meci extraordinar, dar am avut o atitudine cum n-am avut în celelalte meciuri. Se pare că au conștientizat că nu se poate altfel. O victorie meritată, fără drept de apel, nu le-am dat nicio posibilitate. Bine, și știam că am jucat destul de curând cu ei. Poate ne-au tratat și de sus, având în vedere că ei veneau după două victorii contra noastră. Am prins Dorohoi într-un moment bun, din punctul meu de vedere, de partea noastră, bun, că veneau după o serie de rezultate bune. Dar, ca să zic așa, din păcate nu s-a terminat aici lupta aceasta. Am făcut un mic pas, mai avem de luptat pentru a ne salva de la retrogradare. Dar dacă tratăm cu seriozitate și dacă tratăm cu aceeași atitudine care am avut-o astăzi, ne vom salva fără niciun dubiu. Cum vezi lupta asta? Practic e o luptă în trei. Practic s-a transformat după rezultatul de astăzi, sau rezultatele de astăzi, o luptă în trei. O luptă pe care cine e cel mai, să zic așa, ancorat la realitatea asta și concentrat la fiecare meci, o va câștiga. Deci, practic, din trei trebuie să cadă una. Avem în continuare ultima șansă, dar sunt convins și sunt și cred în faptul că ne vom salva. Ai văzut afară Dinamo FC Botoșani? Da, normal că am văzut meciul. Dinamo încă traversează o perioadă tulbure. După jocul de ieri n-ar fi meritat să piardă. Zic că ar fi meritat din contră să câștige. Au avut o serie de ocazii. Le doresc. Știu ce înseamnă să treci printr-o perioadă proastă. Așa că, cum am fost și noi, îți trebuie decât un rezultat pozitiv și se vor descătușa. E o presiune, la Dinamo e presiune și pe jucători și pe antrenori și pe până la ultimul om care aparține la Dinamo. Dar sunt convins, eu știu cum se lucrează, au un antrenor la fel de tânăr și poate cu mai mare experiență decât mine și sunt convins că va scoate echipa din această criză. E o variantă la Dimihalce pentru Dinamo în cazul în care nu confirmă? Nu, e o variantă pentru Berceni la Dimihalcea și eu am contract pentru încă un an. Sper din vară să construim o echipă mult mai solidă și să ne luptăm pentru prima parte a clasamentului. Oricum, divizia a doua anul acesta e așa, hai să mai jucăm și noi, că multe echipe care se retrag, multe puncte câștigate în afara terenului, mă refer că câștigi dacă celelalte echipe se retrag. Dar, nu știu, îmi doresc să se stabilizeze într-un fel fotbalul ăsta și să fie o competiție mult mai acel. Cum vezi ceea ce se întâmplă acum în fotbalul românesc? Liga a doua e un fel de Liga a treia? Păi asta zic, valoarea fotbalului, începând de la Liga 1, a scăzut foarte mult. Îmi doresc să fi stopat, adică, ok, mai mult de 7-8 echipe în insolvență, ce ar putea să fie? Nu știu, să înghețăm campionatul pentru un an de zile. Dar trebuie să ajungă la o limită minimă sau cea mai de jos, de unde să repornească să crească. Trebuie să recunoaștem, e o perioadă în care fotbalul românesc